Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te văicări. Nu vă plângeți. Iacov, capitolul 5, versetul 9. Orice lucru pe care îl faci în mod repetat devine obicei. De aceea Iacov spune, nu vă plângeți. John Gordon scria, citez, abstinența de la văicăreală nu numai că îi va face fericiți pe cei din jurul tău, dar îți va da și ție bucurie, pace, izbândă și relații pozitive. Am încheiat citatul. Așa că în loc să te tot văicărești atunci când lucrurile merg prost, mai bine fă următoarele lucruri. 1. Practică mulțumirea. Când aduci mulțumire măcar pentru 3 lucruri în fiecare zi, primești energie și te simți mai fericit. E cu neputință să fii mulțumitor și negativist în același timp. Apoi, încurajează-i pe ceilalți. În loc să te plângi de greșelile pe care le fac oamenii, îndreaptă-ți atenția spre lucrurile bune pe care le fac. Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Am citit din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14. Nu este greșit să critici slăbiciunile altora, câtă vreme contrabalansezi cu de 3 ori mai multă laudă. Când lucrurile merg prost, concentrează-te asupra reușitelor tale. Ține un jurnal al realizărilor. În fiecare seară, înainte de culcare, scrie ceva semnificativ despre ziua care a trecut. Poate fi o conversație ziditoare sau o realizare de care ești mândru. E adevărată vechea zicală, nimic nu are atâta succes precum succesul. Când îți îndrepți atenția spre succes, pregătești cadrul pentru ca și alții să-ți urmeze exemplul. Ce să mai faci când ți se pare că lucrurile merg prost? Învață să renunți. În loc să fii preocupat de lucrurile pe care nu le poți schimba, concentrează-te asupra lucrurilor pe care le poți influența. Când te vei opri din încercarea de a controla totul și îți vei pune viața în mâna Domnului, lucrurile se vor îndrepta. Și în al cincilea rând, folosește puterea rugăciunii. Apostolul Pavel scria, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Rugăciunea, 1, reduce stresul, 2, îți dă putere, 3, promovează sănătatea. Așadar, când te afli sub presiune, în loc să te plângi, activează puterea lui Dumnezeu și reîncarcă-ți bateriile.